sprijinim un program al guvernului de ajustare fiscală, ca să nu-i spun corecție, că sună mai grav așa. Țara vrea, ca de-aia se spune, vrem o țară ca afară, vrea servicii publice de calitate. Vrem autostrăzi, vrem școli de calitate, vrem spitale și sănătate de calitate. Și dacă le aduni toate aceste cerințe, ajungi la 40-50% din PIB. Mai greu de a face, nu trebuie să mă exprim așa cocoșat cu multe impozite. Nu. Dar trebuie să plătească toată lumea impozite, nu? Vedeți, privilegiile astea fiscale, dacă sunt un scop bine țintit, dar sunt pentru un an, 2, 3, 5, când depășești 10-15 ani, nu mai sunt privilegii, devin rente.